Vreau de ceva vreme să fac un film despre ceea ce consider eu ca fiind cea mai controversată rasă românească de porumbei și, dacă nu chiar cea mai cunoscută, una dintre cele mai cunoscute rase de porumbei din lume. Este vorba despre jucătorul de galați. Mai este cunoscut în țară și sub numele de gălățean, în unele medii este cunoscut și sub numele de zburător de galați și așa mai departe. Inițial, pasărea asta s-a numit jucător de galați. Simplu. Ce înseamnă jucător? Înseamnă o pasăre care joacă. Și la un moment dat, gălățeanul a fost cunoscut în toată lumea. Și cu precădere în Europa pentru aptitudinile sale pentru joc. Zbor și joc foarte frumos. Morișcari, căzători, cei care fac tumbe, o grămadă de stiluri de joc. Numai că la rasa asta, orgoliile sunt extrem de mari. Am putea spune că este rasa românească de porumbei. Aproape putem să spunem că este rasa românească de animale în general, care generează cele mai multe patimi, cele mai multe dispute. Gândiți-vă că porumbeii ăștia sunt atât de generează niște pasiuni atât de puternice încât sunt oameni care nu-și vorbesc, sunt oameni care s-au certat foarte tare, sunt oameni care se dușmănesc pentru ei. Rasa asta este atât de complicată și atât de greu de înțeles de cineva din afară, încât să te apuci să crești jucători de galați și să sper că faci treaba asta la un nivel profi, e aproape sinucidere curată. Aici sunt două exemplare bălțate pe negru, în partea dreaptă, adică aici este femela. Și aici este masculul. Pentru cineva care cunoaște la porumbei, și pentru cineva care cunoaște la porumbei, păsările astea două sunt foarte, foarte eterogene. Aproape că nici nu zici că formează o rasă. Ăsta este un mascul, din punctul meu de vedere, foarte frumos. Un mascul moderat, un mascul berbecat, dar nu excesiv de berbecat. Un cap destul de mărișor, dar nu foarte, foarte mare, cu un cioc mediu, nici foarte scurt și nici foarte lung, o pasăre care mie îmi place foarte, foarte mult. În partea aceasta este femela. Este o femelă care, iată, se diferențiază, sigur, ea e femelă și o să spuneți, păi da, domnule, e femelă și e mai știucată. Da, corect. E femelă și e mai știucat. Dar se diferențiază total de mascul. Total. Nu mai vedem cap berbecat, nu mai vedem aceeași formă a ciocului, nu mai vedem nici măcar aceeași formă a corpului. Vedem o pasăre care nu mai seamănă cu ce era în cușca cealaltă. Și cu toate astea, porumbeii ăștia doi fac parte din aceeași rasă. Ei amândoi sunt jucători de galați. Iată, acum se pot vedea mai bine pentru cineva care e porumbar. Două capete total diferite. Zici că sunt, dacă ei făcea albi pe amândoi, zici că sunt două păsări din două rase diferite. De ce? Pentru că așa e jucătorul de galați în toată țara. De la niște păsări uriașe care sunt aproape cât voiajorii, până la niște păsări foarte, foarte mici care țin cap așa în podul palmei. De la niște capete extrem de mari, unele foarte berbecate, altele cu frunte bombată, la niște capete foarte mici, la niște ciocuri lungi și subțiri, la niște ciocuri scurte și groase, la niște corpuri foarte lungi, la niște corpuri scurte, la niște cozi foarte lungi, la niște cozi medii. Deci, dacă vrei să te apuci de gălățeni, efectiv te ia durerea de cap atunci când ești în faza de studiu. Pentru că pur și simplu nu știi. Te uiți la ei și zici, bă, ce păsări sunt astea? Și cu toate astea, repet, ăștia amândoi sunt jucători de galați. Masculul provine din zona aceasta, Ilfov, București. Femela este o femelă de la Constanța. Ochi alb, geană moartă,
La mascul o geană mai subțire, la femelă o geană mai groasă. Nu se vede acum foarte bine pentru că e și întuneric afară. Mă rog, eu am un reflector aici, dar nu bate chiar bine. Da? Cu bălțătură. Nu, bălțătura e importantă. Bălțătura poate fi, gălățenii sunt unicolori, adică albi, negri, roșii, galbeni. Până la bălțat pe albastru, bălțat pe negru, bălțat pe galben, bălțat pe roșu. Și bălțăturile sunt diverse. Mie îmi plac foarte, foarte mult cum e masculul. Se vede masculul că deasupra ciocului are o pată albă, brezătura. Deci are brezătură. Îmi place creștetul negru, îmi place dunga pe partea posterioară a gâtului care coboară. Da? Îmi place coada lui neagră integral, capacele negre, partea anterioară a gâtului, gușă, piept, abdomen, să fie albe, după cum se poate vedea. Femeia de altfel este și ea la fel. Are și brezătura, doar că are puțin fălcuțe, mă rog. Conform spuselor crescătorului, femeia este o femeie foarte, foarte bună jucătoare. Chiar căzătoare. Crescătorul spune, domnule, nu trebuie, pasărea asta nu trebuie scoasă afară, trebuie ținută la matcă, scos din ea pui și zburați pui, pentru că altfel o să cadă destul de repede. Ce înseamnă? Înseamnă că se ridică destul de sus, joacă foarte bine și nu se mai oprește din joc, cade, se lovește de pământ și moare. Așa o fi? Nu știu, rămâne de văzut. Masculul, conform informațiilor primite, masculul e o pasăre de volier. După cum se poate vedea, o pasăre mai lucrată pe criterii estetice, pe criterii de frumusețe, mai puțin pe criterii de performanță. Jucătorul de Galați. Cea mai controversată rasă românească. Dacă vreți să vă prindeți urechile crescând o rasă de porumbei, apucați-vă, fraților, de gălățeni. Și o să vă săturați de porumbei, că nu o să știți ce să creșteți. Și după ce vedeți toate, după ce studiați și vedeți toate liniile, toate formele, mărimile, da, o să decideți dacă mai vreți sau dacă nu mai vreți să creșteți rasa asta. Nu mai vorbesc de faptul că, deși se numește jucător de galați, atenție, bine, el a fost acum chipurile recunoscut în fel și chip, zburător de galați, jucător de galați, berbecat de galați, te doare mintea. Practic e o singură rasă, porumbelul jucător de galați. Și deși se numește jucător de galați și deși el era cunoscut în toată lumea, repet, pentru aptitudinile sale de joc, zbor și joc, deci zbor și joc foarte important, sunt unii care rup capul păsărilor care joacă. Pentru că ei consideră că jucătorul de galați trebuie să fie doar un zburător foarte performant. Da? Aproape la fel de performant ca și tiplerul. Și acum vine întrebarea firească pe care și-o pune orice om care are o logică cât de cât minimă. Bă, frate, dacă îi zice jucător de galați, de ce n-are voie să joace? De ce îi se cere să zboare foarte mult și foarte bine? Că nu mai înțelege omul. Poate că asta și ideea, să nu înțeleagă omul. Eu sunt pasionat de foarte mult timp. Cred că sunt pasionat. Primii gălățeni am văzut, primii gălățeni cu, mă rog, am studiat, să zic așa, mai îndeaproape rasa jucător de galați în liceu. În zona Cazaci, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Nucet, Ghinești, în județul Dâmbovița, sudul județului Dâmbovița, pentru cei care știți, erau niște crescători foarte pasionați de jucători de galați. Și la vremea respectivă, oamenii aia cereau jucătorului de galați să joace, fraților. Deci trebuia să joace, că dacă nu juca, era jale. Și eu am cunoscut un jucător de galați care semăna cu masculul. Deci cam așa am cunoscut eu în copilăria mea jucătorul de galați. După aceea, aici, în zona Bucureștiului, am cunoscut un alt jucător de galați, care nu mai era jucător, era zburător de galați, căruia îi se cerea să zboare în altul cerului, în puncte și dispariție, durată și altitudine, deci cu totul și cu totul alte povești. Eu nu prea le înțelegeam atunci. O pasăre mai mare, ciocoasă, mă rog, până una alta, cum spuneam, pasărea asta ridică foarte multe controverse și ea arată în fel și chip. Și există crescători care îi cer să zboare durată și altitudine, alții care îi cer să și zboare și să și joace foarte bine, alții care îi cer doar să joace foarte bine, unii îi cer doar să fie frumoasă și atât, fără să zboare, fără să joace, pentru că nu vede afară niciodată.
Mai sunt și de ăștia ca mine, care dacă s-ar putea, ar trebui să fie și frumoasă, să și zboare cât de cât și să joace foarte bine. Studiați literatura de specialitate, sunt ceva cărți făcute, nescrise, chiar există o carte foarte importantă despre gălățeni, o să fac un film despre ea. Cei care sunteți pasionați de jucătorul de gălați, filmul ăsta nu e interesant pentru voi, pentru că știți toate lucrurile astea. Cei care intenționați să vă apucați să creșteți jucători de gălați, fraților, întâi studiați, dar studiați mult, că, repet, la rasa asta e jale. Și ăștia ca mine, ce să zic, creșteți-i cu pasiune și cu mare drag.